Primele date în urma examenului susținut astăzi arată că majoritatea actorilor implicați în organizarea sesiunii de bacalaureat au acționat în conformitate cu metodologia, respectând regulile de corectitudine și profesionalism stabilite. În timpul probei de astăzi, 2 candidați au fost eliminați pentru o tentativă de fraudare a examenului, în comparație cu 19 candidați eliminați anul trecut la aceeași probă. Cu regret, informăm că toți candidații surprinși copiind sau care au avut asupra lor materiale interzise vor putea susține examen de bacalaureat abia în anul viitor, acestora fiindu-le anulate toate examenele promovate în sesiunea 2015.